A fost un an extrem de bogat de performanțe, a fost un an în care fetele, așa cum ne-au iubit în ultima perioadă, au ținut steagul sus. Cea mai bună sportivă a anului, Simona Halep. Și de asemenea, președintele Parlamentului, domnul Mircea Oreche, oferă un premiu special Simonei. Mă bucur să fiu din nou pe această scenă. În ultimii 3 ani am primit același premiu și sper că continuăm să o fac. Vreau să felicit pe toți sportivii țării noastre. Sunt sportivi deosebiți, cu rezultate deosebite. Și aș vrea să îndrăznesc să spun că trebuie să facem treabă și mai bună la FedCup, anul care vine. Bineînțeles, și la Olimpiadă. Este un vis mare, dar trebuie să îndrăznim să visăm. Anul acesta pentru mine a fost un an deosebit, cel mai frumos din viața mea. Sper să nu fie singurul, sper să mai am. Însă, faptul că am terminat și pe locul întâi l-a făcut și mai special. Vă mulțumesc din nou și vreau să mulțumesc tuturor antrenorilor care au fost alături de mine pe tot parcursul carierei mele și în continuare să ne sprijiniți, pentru că ați făcut-o foarte bine și multă baftă tuturor, sărbători fericite, un an nou plin cu bucurii și să ne revedem cu bine anul viitor aici. Acum pe 60 iunie, 2 finale din acest an în întâlnirile împotriva marelui Roger Federer, sportivul anului 2018, doamnelor și domnilor, Marius Copil. Sper să am un an și mai bun decât anul acesta și să-mi vine și la mine primul titlu și mă doresc sărbători fericite și un an nou bun. Sportiva anului la dublu este Irina Begu. Este un trofeu deosebit. De fiecare dată mi-a făcut plăcere să joc dublu și trebuie să recunosc că de fiecare dată am jucat cu o româncă și majoritatea titlurilor câștigate au fost cu românce. Sportivul anului la dublu este Horia Tecău. Emoționant, ca de obicei la sfârșitul anului, ne revedem cu toții în această formulă, după un an minunat al tenisului românesc, un an în care nu trebuie să uităm, au fost câteva episoade care trebuie să ne inspire și să ne motiveze pe noi, pe antrenori, pe viitorii campioni, copiii pe care îi pregătiți. Bineînțeles, în locul 1, felicitări, Simona, ai demonstrat anul acesta tuturor românilor că dacă cred în ei, pot ajunge pe cea mai înaltă treaptă în disciplina lor. Le-a arătat lucrul acesta și începând de anul acesta, orice român care începe să joace tenis, poate să creadă, pentru că tu le-ai deschis drumul. Și e un mare lucru. Sper ca din această experiență pe care ai trăit-o, să câștige această lecție, să creadă în ei, pentru că este posibil. Nu mai au nicio scuză. Deci, felicitări!